Medicii și pacienții ar avea de pierdut foarte mult dacă vor intra în vigoare contractul cadru și normele pe 2011 și 2012, arată doctora Rodica Bușcu, președinte al Asociației Medicilor de Familie din județul Giurgiu. Actele normative la care a făcut referire doctora Bușcu au fost elaborate fără o consultare a reprezentanților medicilor de familie. Noi, medicii de familie, ne exprimăm grava nemulțumire vis-a-vis de contractul cadru și normele pe 2011 și 2012, care au fost elaborate peste noapte, care au apărut pe site-ul Ministerului și a Casei Naționale, proiectul acesta a apărut, fără să se confrunte cu organele noastre abilitate profesionale, Societatea Națională de Medicină de Familie, Federația Patronală a Medicilor de Familie, într-un cuvânt cu specialiștii, cu cei care lucrează în acest sistem de medicină de familie. Una s-a discutat și alta s-a făcut. Același lucru s-a întâmplat și anul trecut, când ne-am trezit cu o zi înainte de 1 aprilie 2010 în fața unor norme aberante și pentru care am contestat și am avut acțiuni de protest, astfel încât anul trecut am reușit să obținem foarte puține revendicări.